Doamne! Salutare tuturor! Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine astăzi pentru a vă povesti experiența noastră cu sexul bebelușului. După cum știți și ați văzut și de la Survivor, Culiță știa că o să avem fată, eu l-am anunțat că o să avem băiat, așa că sunt pregătită să vă povestesc toată experiența noastră. Înainte de a începe toate aceste lucruri, vreau să vă promit că o să fac un video în care o să vă explic practic de ce m-am apucat de vlog, de ce am hotărât să vorbesc aici cu voi, să vă răspund la unele nedumeriri, la unele întrebări. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele frumoase pe care mi le-ați trimis, sunt număr foarte mare, atât comentarii cât și mesaje pe care mi le-ați trimis în privat și mă bucur foarte mult să văd câtă lume ne este alături și câtă lume se bucură împreună cu noi. Este foarte frumos să primesc toată energia asta pozitivă pe care mi-o trimiteți voi, chiar am nevoie de ea. Așadar, toată povestea legată de sexul bebelușului începe în 2 decembrie, anul trecut, în 2020, când am fost împreună cu Culiță la control și eu am intrat singură datorită faptului că este perioada aceasta cu pandemia și nu este voie cu un însoțitor. Mi s-a făcut ecograful unde medicul mi-a spus că pare a fi fetiță. Eu știind că el va pleca și primind vestea asta cu foarte multă bucurie, pentru că vă dați seama, când cred că cine a mai trecut prin asta știe, în momentul în care ești însărcinată, vrei să știi cât mai multe despre bebelușul tău, vrei să te simți mult mai apropiat de el și aflarea sexului oarecum te apropie mai mult și simți o conexiune mai puternică între tine și el. De aceea l-am întrebat pe Culiță după ce am ieșit de la medic când dorește să-l anunț ce sex are copilul nostru, pentru că am găsit în asta un prilej de bucurie și o modalitate de a-l surprinde, deoarece îmi place foarte mult să fac surprize, să găsesc din fiecare moment care se întâmplă în viața mea un moment de bucurie și asta am vrut să fac și cu el. L-am întrebat dacă vrea să afle de Moș Nicolae, știind că este și ziua lui de nume, sau de Crăciun. El și-a ales să afle de Sfântul Nicolae, așa că i-am pregătit o surpriză unde am pus într-o cutie cadoul pentru el de Moș Nicolae, împreună cu un tricou pe care scria I love my daddy, bineînțeles de bebeluș, și un mesaj de la bebe către el, cum că dacă își dorește să afle mai multe despre el, să spargă balonul de lângă brad. Culiță foarte emoționată, sparg balonul, au căzut doar confeti roz. S-a bucurat foarte mult și atunci că o să avem fetiță și chiar a făcut niște versuri care spuneau așa: că mă cheamă Culiță și sunt un tată de fiță, o să am o fetiță! Și a fost un moment frumos de care ne-am bucurat, apoi a venit Crăciunul și bineînțeles că după Crăciun a sosit momentul plecării sale la Survivor. Înainte să plece la Survivor, eu l-am întrebat, nu știu dacă își mai aduce aminte, cu siguranță acum își amintește, l-am întrebat dacă se schimbă ceva sau dacă o să îmi spună la următorul ecograf că este băiat, cum o să te anunță? Îți dai seama că trebuie să te anunț în față la toată lumea, o să te anunț la televizor. E băiat! E băiat! E băiat! Dar cum s-a schimbat? Momentul acesta cu afirmația lui că e băiat și apoi când a întrebat dacă cum s-a schimbat, a fost un moment și emoționant și amuzant pentru toți dintre noi. Vă dați seama că el nu știa ce se petrece. Aici urmează partea mai interesantă a poveștii. Eu am fost, după ce a plecat el în următoarea săptămână, am fost la controlul ginecologic, unde m-am urcat pe pat, iar în momentul acela am spus, sper că nu s-a schimbat sexul, dar mă gândeam așa, vă dați seama, mai auzisem că a trecut cineva prin asta și cumva mi-a rămas în gând și am spus așa mai mult nedumerită, în glumă, nu mă așteptam chiar să se întâmple. După ce am spus asta, medicul, bineînțeles că la partea asta s-a uitat prima dată să vadă sexul copilului și mi-a spus, este băiețel. Și eu când am auzit, mie nu venea să cred. Vai, băiat! În momentul în care mi-a spus, am și râs, eram și șocată, nu știam cum să o iau, bineînțeles că zâmbeam, adică pentru noi orice era, ar fi fost o bucurie, doar că eram mai mult șocată și amuzată în același timp de faptul că, bun, deci acum chiar și eu trec prin asta.
Și mă gândeam, chiar îi spusese medicului că iubitul meu este la Survivor și va trebui să-i dau vestea asta într-un mod public. Am decis să păstrez secretul după ce am ieșit de la consultație, pentru că știam că va urma în următoarea lună testul morfologic și îmi doream foarte mult să mi se confirme încă o dată, în cazul în care nu eram rugată să comunic cu culiță sau nu mă suna el, am vrut să aștept pentru a mi se clarifica foarte bine. A venit momentul testului morfologic, unde am avut foarte mari emoții, pentru că acolo medicul îți analizează fiecare parte a bebelușului pentru a se asigura că totul este în regulă, că nu există nicio malformație, niciun defect și efectiv se uită la toate organele, numără degețelele, se uită la buze și bineînțeles acolo se confirmă oarecum sexul copilului. Mi s-a confirmat încă o dată că este băiat. Și m-am liniștit din două puncte de vedere, faptul că bebele meu este foarte sănătos și așa arată până acum, iar sexul a rămas ceea ce vorbisem ultima dată. Deci eram pregătită să-i dau vestea lui culiță. Fix când am ieșit de la controlul medical, am primit mesaj de la persoana care ține legătura cu familiile și mă ruga să îi trimit un mesaj de iubire pentru Valentine's Day lui culiță, în cazul în care faimoșii vor câștiga. Am așteptat cu nerăbdare, pentru că de când a plecat nu comunicasem deloc cu el, trecuse mai bine de o lună și îmi doream foarte mult să-i scriu, foarte mult îmi doream să-i spun că suntem bine cu toții și bineînțeles să-i dau o mare veste. Știam că îl va bucura, dar începusem să mă gândesc dacă nu se va bucura, dacă s-a obișnuit cu ideea că o să avem fetiță și atunci o să fie pentru el întreagă nebunie și nu o să știe cum să mai reacționeze. 1 aprilie, că mai este până la 1 aprilie, mai este o lună și două luni cât o fi. Nu vine să cred. Acum urmează partea mai puțin plăcută pentru mine, din cauza faptului că în mesajul pe care îl trimisesem de Valentine's Day, el nu a primit vestea că vom avea un băiat. Eu îi scrisesem un mesaj mult mai lung decât cel care s-a dat, în care îi spuneam inclusiv despre familia lui că este bine, îi spuneam că este foarte iubit de susținătorii lui și la sfârșit îi pusesem versurile care îi transmiteau faptul că o să avem un băiețel și în toată ideea mea el s-ar fi bucurat despre asta. A fost anunțată câteva zile mai târziu că nu va mai exista partea aceea cu mesajul și că a fost scoasă. Am fost foarte supărată în momentul respectiv, pentru că mă gândeam că este singura mea șansă. Și vă dați seama, noi cum nu știm nimic despre ei și ei nimic despre noi, nu știam când voi mai avea ocazia să-i spun asta. Ei mi-au promis, cei de la Survivor, că îi vor face un moment mult mai frumos în care îmi ceruseră înainte și o poză cu ecografia și o poză cu mine, în care spuneau că o să-i facă un moment mult mai special și când am cerut explicații de ce nu i s-a dat vestea chiar atunci când am scris-o și mesajul de ce nu s-a arătat integral, ei mi-au justificat lucrul ăsta ca fiind un lucru normal care se întâmplă, pentru că ei trebuie să aibă grijă de toți concurenții și că oarecum dacă culița ar fi primit vestea în momentul respectiv, i-ar fi umbrit pe ceilalți. Lucru cu care eu nu sunt tocmai de acord, pentru că nu toată lumea este în situația noastră, este într-adevăr o situație mai specială și nu cere nimeni să fim tratați diferit, însă poate că ar fi fost singura mea șansă sau cine știe de când așteptam. Vă dați seama, eu așteptam de o lună jumate deja să îi dau vestea și se făcuseră, până când a aflat duminica trecută și a văzut poza, se făcuseră aproape 2 săptămâni și tot timpul ăsta de așteptare eu am stat în dubii, pentru că nu știam ce se va întâmpla. Când îi vor arăta, nu știam cum va fi, i-am rugat foarte mult să-mi spună măcar aproximativ cum va decurge totul, pentru că îmi doream mult să fiu alături de familia lui. Cum a spus, am ținut secret, nu am spus nimănui și voiam să mă bucur alături de familia lui de veste. De ce spun asta? Este pentru că am vrut ca el să afle primul
și familia să se bucure de bucuria lui. Asta era toată ideea. Cum am spus, îmi place foarte mult să fac oamenilor surprize. Și am fost oarecum dezamăgită cam toată săptămâna aceea din cauza faptului că ei nu îmi dăduseră mesajul și nici nu primisem niște explicații pe care eu să le cred. Pentru că m-am gândit, bun, dacă nu îi dați atunci și îi dați în altă dată, oricum nu va umbri pe nimeni pentru că fiecare este cu cazul lui acolo și pentru că eu nu cred în faptul că dacă primeam mesajul de Valentine's Day ar fi fost un moment mai puțin plăcut pentru ceilalți. Dimpotrivă, am văzut că toată lumea s-a bucurat și telespectatorii și coechipierii lui s-au bucurat împreună cu el și nu văd de ce prima dată de Valentine's Day ar fi fost un moment care ar fi pus pe cineva în umbră și l-ar fi pus pe culiță mai sus decât ceilalți. Chiar nu cred acest lucru și cred că sunteți de acord cu mine. Însă toate au trecut și mă bucur că am reușit să-i facem surpriza asta. Chiar le mulțumesc celor de la Survivor. Ce mai voiam să vă specific este faptul că el de asta credea că este o farsă, pentru că, deși mi s-a promis că versurile lui vor fi date împreună cu poza, nu au mai fost date și el nu a înțeles, de fapt, cum din senin are băiat. Mă bucur că am fost destul de inspirată încât să pun eticheta aceea cu It's a Boy pe poză și că el a înțeles de fapt ce este. Vă dați seama că dacă nu puneam acea etichetă, el credea în continuare că este fetiță, pentru că toți au primit poze, nimeni nu a primit niciun mesaj referitor la pozele pe care le-au primit și atunci el chiar nu ar fi înțeles. Dar uite că Dumnezeu mi-a întors oarecum faptele mele bune pe care le-am făcut de-a lungul vieții și mi-a dat cel mai frumos cadou. Că ăsta e cel mai frumos cadou până la urmă. Și o să am un băiat! Yeah! Seamănă cu mine. Ce zici? Referitor la faptul că el a privit toate lucrurile astea și a spus că Dumnezeu i-a întors faptele bune și că i-a făcut cel mai frumos cadou, vreau să vă asigur, pentru că am văzut și comentarii negative, cum că el a considerat că Dumnezeu i-a întors faptele bune și că i-a dat un băiat, iar dacă îi dădea o fată, nu era un cadou la fel de frumos. Din contră, era un cadou la fel de frumos. El, din toate emoțiile, nu știu dacă ați văzut și dacă veți urmări din nou toate secvențele, el chiar a avut foarte multe emoții. Cu toții când suntem puși în fața camerelor și mai ales când trăiești atât de intens niște emoții, poate că nu te exprimi cel mai corect, însă vreau să vă asigur că noi ne bucurăm și dacă este fată și dacă este băiat. El asta a dorit să exprime, iar apoi a spus că se bucură că are băiat. Într-adevăr, nu vin aici să contrazic lucrurile, să spun că nu se bucură poate puțin mai tare că avem băiat. Chiar și eu la un moment dat spuneam că mi-ar plăcea ca primul copil să fie băiat, pentru că simți așa, din energia masculină simți protecție și mi-ar plăcea, dacă o să avem mai mulți copii, ca primul să fie băiat pentru a fi fratele mai mare și ceilalți să se simtă oarecum protejați. La mine a fost invers, eu am un frate mai mic și a trebuit să cumva să-mi iau eu asupra mea ideea asta de a-l proteja. Ceea ce a fost la fel de frumos și părinții noștri ne-au tratat la fel pe amândoi, deci nu cred că se pune problema ca iubitul meu să se bucure mai mult că vom avea un băiat decât dacă vom avea o fată. Important este să fie sănătos, să se nască sănătos și pentru mine lucrul care contează cel mai mult este să duc sarcina la bun sfârșit și totul să se iasă așa cum ne dorim. Așadar, acesta a fost videoul de astăzi în care v-am explicat ce s-a întâmplat cu sexul bebelușului. Vreau să vă urez o seară plăcută în continuare, numai bine și să vă mulțumesc că îl susțineți pe culiță și să vă rog să-l votați. V-am pupat și să ne vedem cu bine!